Salutare! Bine ați venit la un nou material de pe canalul Hai La Film. Astăzi vom face rezumatul unui film dramă romantic din 2003, care se numește Dreamers. La început vedem un băiat pe nume Matthew, care este american și a venit în Paris pentru a învăța franceza. Acțiunea filmului se petrece în 1968, când aveau loc revolte între guvernul francez și studenți. Într-o zi, unii studenți protestau, iar Matthew se întâlnește cu Isabelle pentru prima dată. Isabelle îi spune că te-am văzut aici înainte, dar am observat că nu vorbești cu nimeni, iar Matthew îi răspunde: am venit din America, nu cunosc pe nimeni și nici nu am prieteni. Dar Isabelle îl prezintă pe fratele ei, Théo. Matthew, Isabelle și Théo descoperă că au multe lucruri în comun și așa încep să devină amici. Deodată sosește poliția, așa că toată lumea începe să fugă de acolo, iar în timp ce se întorc acasă cei trei, vorbesc și mai multe, iar Matthew a fost foarte fericit pentru că în sfârșit și-a făcut doi prieteni, pe Isabelle și Théo. Legătura lor crește și mai mult după ce Matthew a ajuns la hotel, acesta i-a scris o scrisoare mamei sale, spunându-i despre Isabelle și Théo. Cel din urmă îl invită la cină pe Matthew, iar mama lui Isabelle și Théo este foarte fericită să-l întâlnească. Apoi Isabelle se duce să-l prezinte tatălui ei, acesta fiind un autor francez celebru. Matthew se joacă cu bricheta lui Isabelle la masă, iar tatăl celor doi frați se enervează din cauza zgomotului sicăitor, dar Matthew este deștept și spune că a observat că fața de masă se potrivește perfect cu această brichetă. Forma sa se potrivește cu restul accesorilor pe care le au în acea cameră, într-un mod special, și îi cere scuze tatălui Isabelei, spunând că aceasta crede că există un sens în tot ce se întâmplă în această lume. Tatăl Isabelei este foarte impresionat de toate aceste lucruri pe care Matthew le spune și răspunde în acest fel: este foarte interesant ce spui și mi-aș dori ca și Théo să fie așa. Théo nu prea se înțelege cu tatăl său, deoarece Théo a cam intrat în politică și susține protestele și revoltele. Tatăl său rămâne calm și cina continuă normal. A doua zi, mama lui Théo se ocupă de problema dintre soțul și fiul ei, spunând că următoarea zi ei vor pleca la muncă, așa că îi lasă cheile lui Théo, iar Isabelle îl roagă pe Matthew să stea peste noapte în casa lor. La miezul nopții, Matthew se duce la toaletă, iar în timp ce se întoarce în cameră, vede ușa camerei lui Théo deschisă, iar acolo Théo și Isabelle au dormit împreună, amândoi fiind goi. Acesta este șocat, deoarece e foarte ciudat să vezi așa ceva. După ce se duce înapoi în camera lui și se culcă. Mama lui Théo și tatălui pleacă la muncă. Isabelle îl trezește pe Matthew, iar acesta este rușinat deoarece era doar în lejerie intimă. În timp ce Matthew se spală pe dinți, Isabelle îi atinge ușor buzele. Dar Matthew se ferește și vrea să plece, doar că și Théo îl oprește și îi spune să mai stea. Acesta se dezbracă de față cu amândoi și se pune în cadă să facă baie, iar Matthew este șocat din nou din ceea ce se întâmplă. La un moment dat, Théo îi spune lui Matthew că părinții lui nu o să mai vină acasă timp de o lună și că ar fi fain ca Matthew să locuiască la ei în perioada aceasta. Matthew spune: m-ai cunoscut doar de 2 zile, cum pot să-mi cer să stau aici atât de mult timp fără să vă cunosc? Théo spune că acesta este momentul perfect să se cunoască, iar Matthew o întreabă pe Isabelle dacă este de acord, acesta spunând că ea a venit de fapt cu ideea. Matthew începe să locuiască cu ei. La un moment dat, o ceartă pornește între el și Théo pe tema unui film cu Charlie Chaplin. Théo și Isabelle erau la facultatea de film, așa că aceștia jucau un joc prin care trebuia să ghicească ce actor imită fiecare dintre ei. Matthew îi ghicește pe toți, iar Isabelle și Théo sunt foarte fericiți, spunând că mereu ne-am dorit să găsim un prieten ca tine. La un moment dat, Isabelle vine cu o idee ca toți trei să imită un rol dintr-un film celebru în care trebuiau să intre într-o galerie de artă ilegal și să fugă de gardieni. Matthew nu este de acord cu această idee, deoarece el își dorește să fie polițist, așa că dacă va comite infracțiuni, nu va mai putea ajunge niciodată polițist. Până la urmă, Matthew intră în joc și se ia după Isabelle și Théo. Comit mica infracțiune, afară plouă, așa că cei trei ajung acasă uzi lioar. Théo se schimbă de haine în fața lui Matthew, în timp ce acesta găsește câteva fotografii vechi, una fiind cu Isabelle în costum de baie. Deodată Isabelle apare costumată în menajeră și îl întreabă pe Théo ce rol joacă. Acesta nu a știut să răspundă, iar Isabelle îi cere să facă ceva intim în fața amândurora. Théo face asta fără compromisuri. Următoarea zi, Matthew iese la o cafenea cu Théo și îl întreabă ce se întâmplă, deoarece și el are 2 surori mai mari și niciodată nu s-a culcat cu ele, spunând că i-a văzut amândoi într-o noapte goi în pat. Théo îi răspunde că ei sunt gemeni și sunt legați de la naștere unul la altul, chiar dacă gândesc diferit, aceștia sunt unul și aceiași la minte. Seara, aceștia joacă din nou jocul cu actoria. Théo joacă un rol și o pune pe Isabelle să răspundă, doar că acesta nu știe. Primește provocarea ca aceasta să se dezbrace și să facă ceva intim cu Matthew, dar el refuză și fuge. Este prins de Isabelle și până la urmă acceptă provocarea și descopere că Isabelle este virgină, asta însemnând că deși Isabelle și Théo au dormit împreună, aceștia nu au făcut nimic. La un moment dat, Matthew o întreabă pe Isabelle ce ar face părinții ei dacă ar afla că între Théo și ea există ceva intim. Ea răspunde că nu s-ar întâmpla asta niciodată și dacă prin absurd s-ar întâmpla, aceasta și-ar lua viața deoarece societatea și părinții ei nu ar putea accepta asta niciodată. Isabelle doarme, iar Matthew se duce la bucătărie să mănânce ceva unde se întâlnește cu Théo. Acesta, din urmă, se întinde în pat cu Isabelle și spune lui Théo că el este doar un prieten pentru ea și că niciodată nu va interveni nimeni între Isabelle și el. Următoarea zi, cei trei încep să rămână fără bani, iar Isabelle se apucă de gătit ceva, doar că dă fail și toată mâncarea este arsă, așa că aceștia împart o banană în trei. Toți au joburi prost plătite și reușesc doar să supraviețuiască. Într-o zi, toți cei trei erau în cadă și între Théo și Matthew începe o dezbatere, în acea perioadă americanii fiind în război cu Vietnam. Théo spune că americanii ucid oameni nevinovați și că aceștia sunt foarte răi, dar Matthew se enervează și spune că președintele îi obligă să meargă la război și că americanii nu sunt de vină. Acesta declară că toți prietenii lui s-au dus la război și că el se simte fericit deoarece a reușit să intre la facultatea din Franța și că a scăpat de asta. Matthew crede că violența nu este răspunsul și că totul poate fi schimbat sistematic prin pace. Théo și Isabelle se enervează și încep să-i radă părul pubian lui Matthew. El se ridică în picioare și spune că vă comportați ca niște copii, deși sunteți adulți. Dormiți împreună, faceți baie împreună și mâncați împreună. Niciodată nu o să vă puteți maturiza așa. Matthew o întreabă pe Isabelle dacă a mai fost vreodată la o întâlnire cu un alt băiat în afară de Théo, iar ea răspunde că nu. La un moment dat, cei doi ies la o întâlnire după, vizionează un film și se duc acasă. Isabelle aude cum fratele ei, Théo, este cu o altă fată în cameră și fac dragoste. Ea se simte rănită și geloasă și îi cere lui Matthew să plece urgent din casă. Următoarea zi, Théo și Matthew au avut din nou o dezbatere. Théo spune că revoluția este singura soluție, iar Matthew îi răspunde prin faptul că ar trebui să iasă toți în stradă, nu doar să stea și să vorbească aiurea în casă fără să facă nimic. La un moment dat, Isabelle îi cheamă pe amândoi să stea doar cu ea, într-un cort improvizat din camera ei. Aceștia se culcă cu ea, dar deodată părinții ei ajung acasă. Ei sunt șocați, deoarece îi văd pe cei trei dormind într-un cort. Tatăl celor doi frați lasă un cec pe masă, dar Isabelle se trezește și vede cecul. Își dă seama că părinții ei au văzut totul și se gândește să-și ia viața. Pornește gazul în casă, în timp ce Théo și Matthew dormeau. Deodată un bolovan le sparge geamul, așa că cei doi se trezesc și o întreabă pe Isabelle ce miroase așa. Aceasta spune că e gaz. Afară era haos și aceștia observase că revoluția începuse. Toți trei participă și încep să arunce cu pietre în polițiști. Unul dintre protestatari vine cu ideea să realizeze niște explozii, dar Matthew spune că nu e o idee bună să participă la așa ceva. Isabelle și Théo nu ascultă, iar filmul se termină cu o brigadă de polițiști vin înspre Isabelle și Théo.